cunoașteți proiectul ordinei de zi? Cu două suplimentare. Dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, există o solicitare din partea domnului primar ca proiectul numărul 12 să devină proiectul 1, proiectul 10, 2 și 13, 3. Dați-mi voie să vă și bună ziua în primul rând și să vă rog frumos să îngăduiți această modificare a ordinii de zi. Motivez această schimbare de prioritate. Sunt chemat de urgență la București. Aș dori să particip la cele trei puncte de pe ordinea de zi. În ordinea importantă este și domnul Rusanovski aici reprezentând, să spun, Asociația Probatorabilă și Bucovina și dorește să intervină la unul din proiecte și să nu stea până la sfârșitul ședinței. Și vă rog frumos ca după ce vor expira cele trei discuții, celor trei proiecte, să-mi permite să mă retrag, fi nevoit să ajung la ora 5 la o instituție a statului la București și așa, nu știu cum voi ajunge, dar trebuie să mă grăbesc și vă rog să înțelegeți situația aceasta, este una de forță majoră. Dacă nu veți înțelege situația, voi rămâne până la sfârșitul ședinței, dar merg acolo să reprezint instituția în interesul ei și nu merg pentru gânatul Nicolae. Supun la vot ordinea de zi cu modificările menționate. Cine este pentru? Abține? Împotriva? Vă mulțumesc, mă. Mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, supunem la vot proiectele verbale din ședința ordinară din 16 august, procesele verbale, extraordinară din 23 august și ședința extraordinară din 15 septembrie. Cine este pentru? Abține? Împotriva? Deci proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Onești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiator domnul primar Natuc Nicolae. Domnul secretar. Doamna general consilier, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Onești funcționează conform prevederilor legii 95/2006 privind reforma domeniului sănătății și are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie de organizare și funcționare a spitalului. Din hotărârea Consiliului Local numărul 24 din 28/6/2007 și a fost declarat ca fiind de fapt constituit nou Consiliul Local al Municipiului Onești, motiv pentru care este interesată numirea reprezentanților noului Consiliu din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Odată cu numirea mea la reprezentație la președintele Atenei, vom încerca mandatul de doamnă consilier, Alex Florina și a domnului consilier Azaki Mircea, reprezentanții de senat de consiliul local de pe mandatul 2016-2016. Am în vedere importanța asigurării pentru modestă la funcționarea Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Vă solicităm să aprobați proiectul de hotărâre în forma rezervată, pagina 10 de legătură. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit prevederilor legii 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate de către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea. Pentru realizarea acestor atribuții, în prevederile legii 95/2006 prevăd că în cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5 membri care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare și funcționare a spitalului. Dintre membrii Consiliului de Administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, trebuie să facă parte și doi reprezentanți numiți de Consiliul Local din care nu să fie economist. Prin HCL 84/2016 a fost declarat ca fiind legal constituit nou Consiliul Local al Municipiului Onești în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, motiv pentru care este necesară numirea reprezentanților noului Consiliul Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești.
Totodată se impune și încetarea mandatelor persoanelor cu nominalitate anterior prin aprobarea hotărârii numărul 58 și 73 pe 2012 și 68 din 2014. Apreciem că prezentul proiect de hotărâre întâlnește condițiile de legalitate și oportunitate fiind necesar pentru funcționarea Consiliului de Administrație ca organ de conducere a unității medicale. Mulțumesc. Comisia de specialitate? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Domnul. Am o întrebare către juridic. Sunt angajat cu spitalul, am de pe funcția de director de îngrijire. Am vrut să votez acest proiect? Mai pe ce? Dar nu-i... Nu-i legat ceva de patrimoniu. E vostre, cred. Nu trebuie să nu greșesc. Deci pot vota, da? Cu toată inima. Nu este un motiv să... Nu împărțim bani. Dacă, există, dacă aveți un interes personal... Nu am niciun interes, absolut. Vreau să nu greșesc. Spuneți acum, ca să nu... Vreau să nu greșesc. Nominalizările, așa cum apar din, și din raportul de specialitate, spre cele legale sunt clare, din cei doi, unul minim trebuie să fie economist, minim unul trebuie să fie economist de profesie. Mă reprezentam din partea Consiliului Local, propunsul domnului economist Ghidan Valentin. O întrebare, nu trebuie să fie consilier? Proiectul de hotărâre așa spune, membrii consilier local, specificat să apare doar consilier local, dar nu... Deci poate să fie de afară consilier local. Reprezentanților consiliului local. Da, așa știe membru, linie, a spus și consilier local, adică... Modifică, da, o greșeală. Da, nu, la sfârșit, nu, consilier local. Unde aici la Consiliul Local tu mai să te propună cineva. Eu sunt singur independent din Consiliul Local, mie n-ar ce să mă propun, așa că mă autopropun. Da? Am mai făcut parte din Consiliul de Administrație la Spital și atunci cred că tot m-am angajat în această chestiune. Vreau să mă înscriu și eu în această chestiune. De asemenea, se fac propuneri și pentru membrii supleanți. Deși legea nu prevede în mod expres, cred că și la supleanți ar trebui menținută condiția să fie măcar un economist, zic și eu. Alexe Corina. Eu vreau 4 propuneri. Să supunem din partea PSD-ului, domnul consilier Mora. Cu subvență. Consider că ar trebui și jurist, că se întâmplă și chestiuni juridice care trebuie să avizați, așa că o propun pe doamna Pașa. Deci nu avem asupranță economist, avem doi... Trebuie un economist. Domnul Ghidaru? La membrii plini. La membrii plini. Este o condiție. Pe lege, dar vă spun doar la membrii plini, nu spune în mod expres și la asupranță. Eu cred că... Nu merge. Cred că ar trebui și jurist. Atâta timp cât nu este imperativ să fie exclus de economiști? Domnul Panfil e jurist. Domnul Panfil e jurist. Nu e așa, domnul Panfil? E avocat. Așa este.
Doamna Pașcu, la membri supleanți, la înțeleg, doamna Pașcu sau la... Sunteți de acord, doamna Pașcu? Nu stați puțin că n-am înțeles, la membri supleanți sau supleanți, doamna Pașcu? Păi înțeleg că... Dacă nu-i de acord, nu mai știu. Nu, 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 Propunem doamna Bădic. La supleanți, da? Doamna Bădic, sunteți de acord? Da. 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 Mai dorești? Gata, distanță închisă. Deci, 5 minute pauză pentru pregătitul. Da. Bine, bine. Nu acesta pe care îl avem până se le va vota și să vă fac cunoscut o invitație pe care am primit-o astăzi de la primarul orașului Strășeni, doamna Casian, și anume ca în data de 27 octombrie, anul curent, în orașul Strășeni din Republica Moldova, se sărbătorește a 471-a aniversare de la prima sa atestare. În consecință, ne invită ca o delegație formată din, eu știu, propunem 10, maxim 10 persoane să se deplaseze cu acest prilej și v-aș ruga, dacă doriți, să nominalizăm din partea fiecărui partid către un consilier local care să participe, bineînțeles, dacă există dorință în acest sens, să participe la acest eveniment. Rugămintea este ca cei care sunt interesați să transmită nume, prenume domnului secretar pentru a răspunde invitației, la fel oficial în numărul scris, din cine este compusă delegația, din cine va fi compusă delegația. Trebuie să fie toți consilieri sau... Deci eu am propus din partea fiecărui partid cât un reprezentant, că e consilier local, că e simpatizant, că e membru, cum doriți. Dumneavoastră, nu facem bucătărie. Am înțeles asta. La nimeni, dar preferabil ar fi să fie consilier local pentru că dă altă greutate, să spun, altă consistență echipei care merge acolo, dar nu e obligatoriu. Dacă doriți ca cei nominalizați să facă parte, dacă nu doriți să facă parte, nu tăiați, nu aplicați nicio ștampilă. Se consideră vot împotrivă dacă nu aplicați ștampila, da. Ștampila, da, trebuie aplicată pe fiecare chemat, pe fiecare nominalizare. Dacă sunt alte observații... După vot, comisia de numărare a votului, vă spune la...
constituită la începutul mandatului, cine dorește să se locuiască, 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 da, sigur că dacă am fi este găsesc, urma este în partea stângă, cabina de vot este și în acolo, prezent. Thank you.
Dar nu am să rog comisia de să treia urna și să vină de hotărâne. Doamna Ghelegiu, domnul Zasu și domnul. Să vă mulțumim.
Valentin 14 voturi, domnul Pamfil Gelu Ionuț 13 voturi, la membrii supleanți domnul Moraru Marian 16 voturi, doamna Giaboc Bădic Mihaela 15 voturi și 3 voturi nule. Deci aceștia sunt candidații. Au trecut. Aș vrea să spun cuvinte. Mulțumesc colegilor consilieri pentru încredere până la urmă și un vot de încredere acordat. Și aș vrea să specific un singur aspect. Mi-ar fi plăcut să fie mai mulți candidați pentru că așa era bine. Dar având în vedere că această activitate la spital nu este practic remunerată, știm foarte bine că pe o lună se oferă vreo 45 de lei, bani care nu-ți ajung nici de benzină să te duci de câteva ori la spital. Dar mă rog, asta e o altă chestiune. Am ținut să spun că această activitate la Consiliul de Administrație la Spital este neremunerată, pentru că nu există alte discuții. Am văzut că la Consiliul de Administrație la DPV au vreo 4-5 propunere acum vreo urmă. Mulțumesc încă o dată și sper să colaborăm extraordinar de bine în domeniul spitalului. O secundă să nu uitați și dumneavoastră ca predecesorii. Nu știu dacă veți fi președinte în Consiliul de Administrație, dar să nu uitați cu raportul la încheierea mandatului. La început toată lumea e fericită, e entuziastă că au obținut un mandat acolo, dar la sfârșit ieșim cam cu bărbia așa în piept, adică nu mai facem și un raport. Ținem să vă rugăm pe fiecare care ați obținut un mandat, mai ales președintele de cea care va fi și vă alegeți dumneavoastră, înțeleg, să încheie mandatul cu un raport de activitate pe care să-l supun atenție Consiliului Local. Mulțumesc! Trecem la proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești alocate pentru activități non-profit de interes local. Domnul secretar, expunerea de motive. Doamna și domnul consilier. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 100/2012 s-a aprobat regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești alocate pentru activități non-profit de interes local. Obiectivul general al acestui regulament este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului non-profit
și creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viața socială a comunității. În baza prezentelor legii 350/2005, precum și HL100/2012, atribuirea contractului de finanțare reimbursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual, cu respectarea principiilor de liberă concurență, eficacitate și utilizării fondurilor publice. În urma raportului de audit public intern, numărul 38695, privind verificarea modului fundamentale și aprobare de raportare de utilizarea fondurilor alocate de bugetul local pentru a găsesc non-profit de interes general, fundații și asociații, potrivit contractului încheiat și a prezentărilor legale în perioada 1 ianuarie 2015, 4 aprilie 2016, s-a constatat o serie de neconformități structurale, drept pentru care a recomandat, printre altele, completarea regulamentului regimului finanțărilor reamusate din fondul bugetului local al municipiului Ionești pentru activități non-profit, modificări care se lăsesc în actual regulament anexat la proiectul de hotărâre. Toate cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul în urmă prezentată. Compartimentul de specialitate. Potrivit dispozițiilor articolului 36, alinia 2, alinia 4 și alinia 6 din legea 215/2001 a administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condiții de legi, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului și gestionarea serviciilor furnizate cu către cetățeni. Prin hotărârea de Consiliul Local 100/2012 s-a aprobat regulamentul privind regimul finanțărilor nereambursabile din fondurile bugetului local pentru activități non-profit de interes local. Urmarea efectuării controlului intern au fost constatate câteva neconformități, motiv pentru care este necesară detalierea și argumentarea cheltuielilor de către beneficiarii serviciilor pentru care au fost alocate aceste fonduri. De asemenea, este necesară detalierea în concret a documentelor justificative, așa cum prevăd dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice numărul 2634/2015. Urmare celor de mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, motiv pentru care rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, Comisia de Specialitate. Avocat de majoritate. Discuții? Aici aș vrea să fac eu o precizare. Am primit ieri la ora 16, aproape de 16, o solicitare să ne că Comisia Juridică să-și exprimă un punct de vedere mai amplu vis-a-vis de aplicabilitatea dispozițiilor noului regulament și la proiectele care au fost selectate în primăvară, primăvara lui 2016. N-am reușit să, a fost timpul prea scurs și n-am reușit să facem un punct de vedere din partea comisiei. Nici n-aveam cum, pentru că timpul era prea scurt, nu suntem profesor universitar, trebuia măcar cu o zi înainte să avem la dispoziție, dacă nu să avem timp de, să mai citim, măcar să mai omergăm, să mai gândim la această problemă. Dar membrii comisiei și-au exprimat poziția, o parte dintre ei, de fapt cei mai mulți, și opinia mea este așa, pipăind această problemă, cred că acest regulament n-ar trebui să aplice și sesiunii din primăvară, pentru că cele 4 programe au fost selectate în baza unui regulament care exista la acea vreme, erau niște reguli care au fost respectate, și s-ar putea ca să fie un pic de retroactivitate a legii dacă ne gândim și la că se aplică și celor 4 proiecte care ar fi obligate astăzi să piardă ceea ce au câștigat și să participe pentru această sesiune din noiembrie. Urmează ca dumneavoastră să apreciați. Dați-mi voie, vă rog, doamna președintă, înțeleg raționamentul expus de către domnul consilier Iene, dar vreau să fac pe scurt o prezentare, de asta am ținut să fiu prezent și la acest proiect în mod deosebit. Într-adevăr, a fost o sesiune de punere în proiecte în primăvară, dar totodată avem și, în urma unui control făcut de către Curtea de Conturi, avem niște recomandări, care recomandările făcute au și caracter retroactiv. Ba da, pentru că imputările se pot face, în primul rând, Curtea de Conturi le face retroactiv, nu vin cu recomandări să faci de acum încolo asta. Pe de o parte, această problemă a stat în
starea aceasta latentă de mult timp. Am căutat soluția împreună cu colegii din primărie, cu consilierii juridici și am spus, haide să vedem cum o finalizăm, că nu putem să mergem așa la nesfârșit. Nimeni din primărie nu își asumă din punct de vedere juridic semnarea contractelor. Contractele nu au fost, nu sunt semnate. Nu își asumă din punct de vedere juridic această semnare a contractelor pentru că proiectele deja care au câștigat, cum spuneți dumneavoastră, conform regulamentului finanțarea, deja au ieșit din perioada lor de aplicare. Adică ele se întindeau ca și aplicare de undeva iulie, august, septembrie. Suntem la sfârșit de septembrie, nimeni nu vrea să semneze niște contracte care ar fi trebuit să fie semnate în iunie. A fost această analiză prelungită, a fost această situație incertă. Eu cred că, de fapt, nu vreau să-mi dau cu presupusul ce trebuie făcut. Cred că mai multă competență aveți dumneavoastră juridică decât mine. Eu ce îmi doresc este să rezolvăm această problemă cât de urgent, astfel încât acei bani de pe legea 350 să poată beneficia ONG-urile care îndeplinesc, să zic, toate condițiile legale în acest sens. Vă mulțumesc mult! Aștept și eu votul să vă cum va fi. Alte discuții? Domnul Pantea. Domnul avocat, să înțeleg că s-ar aplica și pentru sesiunile deja finalizate? Da. Din proiect nu este. Da, se aprobează sesiunea din martie 2016. Din prima parte. Din punctul meu de vedere, eu vă spun că dacă o să aveți acțiuni în instanță, o să aveți probleme, pentru că respectivele societăți au depus documente. Am văzut. Nu cunosc subiectul foarte bine cu ONG-ul, vedeți, v-am întrebat. Din punctul meu de vedere, e destul de riscant. Acum, nu știu, contractele într-adevăr nu s-au încheiat. Eu țin minte că am văzut undeva, cred că în Ragoț sau în anexă, mi se spunea la un moment dat că nu se mai pot încheia aceste contracte la momentul de față pentru că ar fi expirată perioada, nu? Da. Deci suntem într-o situație juridică puțin alambicată. Din punctul meu de vedere, nu se aplică retroactiv acest proiect de hotărâre. El se aplică pe viitor și de acum încolo. Pentru proiectele de sesiunea din primăvară, proiectele au fost atribuite și considerate câștigătoare, este adevărat, n-a fost încheiat contractul, nefiind încheiat un contract, chiar dacă ar fi fost încheiat contractul, vă spun că cei de la Curtea de Conturi, anul viitor, ar fi imputat aceste sume atât ONG-urilor, cât și colegilor din primărie care ar fi făcut decontarea. Știm foarte bine și știți și dumneavoastră, v-a fost prezentat pe larg raportul Curții de Conturi de anul trecut, prin care au fost imputate sume considerabile ONG-urilor, tocmai pentru că n-au fost respectate sau n-au fost prevăzute în regulament anumite criterii de decontare a sumelor. Și tocmai pe acest considerent am venit și am considerat că e mult mai potrivit să anulăm această sesiune, dat fiind faptul că la momentul ăsta nu mai pot fi încheiate contracte, toate durata proiectelor a fost trecută, iar decontarea lor nu se mai putea face pe vechiul regulament, pentru că era imputabil. Eu acum îmi spun pe următor, dacă modificăm în proiect articolul 4, că se spune că pentru anul 2016, deci va exista o singură sesiune care va fi lansată la data de 15 noiembrie 2016, putem modifica și putem spune că sesiunea pe toamnă, adică nu mai rămâne pe cealaltă, că cealaltă nu mai are niciun fel de importanță atâta vreme cât nu s-au încheiat contractele și au expirat termenele. Adică nu ne mai legăm de ea, o lăsăm în spate și se organizează o nouă sesiune. Adică să nu venim cu acest proiect, să modificăm situația... Ce facem cu sesiunea din primăvară? Cu cele patru proiecte? A spus că a expirat perioada, nu se mai... A expirat perioada, de acord, dar singurii care puteți aprova tot dumneavoastră, dacă acele contracte, se încheiau acele contracte, sau înainte de a se încheia acele contracte, acele proiecte trebuiau să vină în fața dumneavoastră și dumneavoastră să aprobați finanțarea lor, cum s-a întâmplat de fiecare dată. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, puteați, în majoritate, să nu aprobați acele proiecte, pe anumite considerente, politice, economice, juridice, orice altă motivație. Și atunci nu mai încheiam contractul, eram în aceeași situație. Acum suntem în situația de comisia respectivă a stabilit
la patru proiecte fiind câștigătoare sau elegibile pe această temă, dar nu am putut merge mai departe din cauza raportului Curții de Conturi și a raportului compartimentului de audit, care ne spune nu putem face decontarea. Am auzit intern al primăriei, nu pot să nu țin cont de el când vine cu raport după ce a fost analizat. Știți ce se întâmplă? Dacă am merge pe acele contracte sau am merge, ar fi... Dar nu mai puteți închide oricum. Păi nu mai putem face. Și atunci cum se face în decontare? Ce facem cu ele? Nu avem motive de anulare. Ca să anulăm sesiunea, trebuie să găsim niște motive care să fie existat la data aceea. La data când s-a început această sesiune. Nu putem acum să anulăm pentru că a venit curtea de conturi după aia. Eu zic, n-am nimic împotrivă. Dar cred că dacă cei patru ne dau în judecată, au ceva așa. Este cel mai bine să ne dea în judecată. Vă spun ce nu am discutat cu ei. Dacă vor da în judecată și vor câștiga și instanța va spune că trebuie să ne dăm aceste conturi, hotărârea judecătorească este obligatorie și pentru noi și pentru curtea de conturi. Este cel mai bine. Asta e și... Deci mergem la vot și... Doamna Bădic. Da, vreau să întreb dacă beneficiarii acelor proiecte au primit notificare că s-a aprobat finanțarea pentru aceste proiecte. Nu știu, de ce că știu eu, comisia trebuia să le comunice, nu cred, pentru că, sincer să vă spun, a fost și o perioadă puțin mai dificilă de ce, și membrii comisiei, colegul nostru care s-a ocupat, Robert Chiriac, imediat în iunie a plecat la prefectură, domnul Căvoreanu, pe partea financiară, a ieșit la pensie și are... Contează foarte mult, dacă îi spune, dacă nu, că au obținut finanțarea și că urmează să încheie contract... Din câte știu eu, nu, și m-am interesat. E vorba de valori mari, cele finanțări... Sunt de la 30.000 de lor? Nu, totalul e vreo 90.000 de lor. Deci cea mai mare 30.000 și celelalte nu mai știu. Da, nu cred, sau mă rog, apreciați, nu cred că este un aport extraordinar pentru buget, mai ales că înțeleg că au fost bugetate. Din ce văd eu în acest regulament, nou regulament pe care îl propuneți dumneavoastră, chestiunile suplimentare recomandate, atenție, curtea de conturi nu obligă, recomandate de curtea de conturi se referă la deconturi, nu la faza de evaluare. N-au nicio treabă cu evaluarea. Decontul este ulterior încheierii contractului. Care este problema? E vorba de cum se fac aceste deconturi, da? Chitanțe, facturi, diurne, cum se calculează. Ce legătură au cu procesul de evaluare? Pentru că nu am văzut nimic în acest raport legat de procesul de evaluare. 3. Aș vrea să vă reamintesc că, cred că în luna iulie, dacă nu august, am aprobat într-o ședință, în o hotărâre de Consiliu, în care stabilam două sesiuni de proiecte. Practic ar trebui să anulăm și acea hotărâre prin care stabileam că pentru evaluarea acestor proiecte se stabilesc două sesiuni. Mulțumesc. Mai am o întrebare. Stabilind termen pentru cea de-a doua sesiune, 15 noiembrie, practic finanțările vor fi pentru anul 2016. Cum se va putea ca până la finele anului 2016 să se finalizeze absolut tot ceea ce înseamnă depunerea documentației, selectare, dosare? Nu e timpul necesar. Poate fi și o finanțare multianuală. Proiectul în sine poate avea în structura sa o finanțare până la sfârșitul anului. Dacă ONG-ul va considera că va putea duce la sfârșit proiectul, dacă nu va putea să prevadă că să fie o finanțare multianuală, să fie cu finanțare și pe anul viitor. Avem astfel de proiecte din anii precedenți care au continuat și pe 2016, dar trebuie în mod expres prevăzută finanțarea multianuală. Lucrul acesta a fost verificat de către Curtea de Conturi și n-am primit nicio observație și nicio recomandare pe această problemă. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor legale și protocolare în vederea împărțirii municipiului Onești, județul Bacău, România, cu orașul Edineț, raionul Edineț, Republica Moldova. Inițiator, domnul primar Ignatiu Nicolae. Domnul secretar.
Doamna domnul consilier, având în vedere existența unei tradiții comune și legătorii stece în România și Vasa de Azia, Republica Moldova, necesitatea dezvoltării și continuării unor relații de colaborare mai frecvente între cele două țări, precum și între locuitorii celor două orașe, Donetsk și Donețk, în contextul transformărilor politice economice la nivelul Uniunii Europene, legăturile de parteneriat între cele două țări au fost pregătite datorită colaborării între cele două orașe, Donetsk și Donețk, în domeniul culturii și dezvoltării comunitare și prezenței la organizarea evenimentelor programate a reprezentațiilor celor două orașe. Când în seama de intenția de colaborare și împărțire dintre Onești și Edineți, exprimată de către domnul Constantin Cojocare, primarul orașului Edineți, Republica Moldova, în adresa 3331 din 22.2016, în contextul edițiilor reciproce și în special a evenimentului anual de culturii cărnișcene, desfășurate la Onești în perioada 23-25 septembrie, la care au participat și reprezentanții orașului Edineți, să punem adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri privind aprobarea emisiunii de măsuri legate legale și protocolare în vederea înființării de către municipiul Onești, Observatorul România și orașul Edineț, Raionul Edineț, Republica Moldova. Poate cele arătate, vă rugăm să acăvați proiectul în prima prezentare. Compartimentul de specialitate. Potrivit prevederilor articolului 36, alineatul 7, litera B de legea 215 de 2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii împărțirea comunei orașului sau municipiului cu unități administrative teritoriale din alte țări. Prin adresa 331 pe 2016, înregistrată la primăria Onești cu numărul 6630, primarul orașului Edineț din Republica Moldova, domnul Constantin Cojocari, și exprimă intenția de cooperare și împărțire cu municipiul Onești pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a schimbului cultural și facilitarea capacității de dezvoltare economică și socială a comunităților partenere. Cu referire în mod special la relațiile de Republica Moldova, autoritățile administrației publice din România pot încheia acorduri de împărțire cooperare cu autoritățile administrației publice din Republica Moldova pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrative teritoriale. Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că împărțirea este o acțiune locală care trebuie aprobată prin hotărârea Consiliului Local, iar inițiativa asocierii este plasată sub responsabilitatea executivului local, apreciem oportună și legală aprobarea prezentului proiect de hotărâre de inițiere a demersurilor legale și protocolare în vederea posibilului dintre municipiul Onești și orașul Edineț, Raionul Edineț, Republica Moldova. Comisia de specialitate. Aviz favorabil. Discuții. Mărturisesc că este un proiect inițiat în primul rând și mă bucur că au avut și curajul și dorința de a promova un astfel de proiect de către Asociația Pro Basarabia și Bucovina, reprezentantă a CEPRI, domnul Rusanovski Constantin. Și m-am bucurat ca zilele trecute să-l avem oaspete în Onești la proiectul Zilele Culturii Călineșene pe primarul de la Edineț, domnul Cojocaru Constantin. Nu am știut de această intenție, este o intenție venită din partea fraților de peste Prut. Mă onorează și mă bucură în egală măsură. Știu că în Consiliul Local sunt foarte mulți iubitori de Românie și de românism. Cu toții ne dorim, cel puțin în plan teoretic, această apropiere între cele două românii și, din păcate, și eu și alții facem prea puțin în acest sens. Este un motiv și o ocazie să contribuim în acest sens. Un oraș Edineț în care sunt 47% români, 63%, deci undeva 5-6% am înțeles că romi, iar restul rusofii, ucraineni și ruși. Deci cu atât mai mult într-un oraș în care românii sunt minoritari, cu ghilemele de rigoare, cred că este de bun augur să facem un astfel de demers. Dumneavoastră vreți să hotărâ ce și cum? Cu bunăvârța dumneavoastră l-aș ruga și pe domnul Rusanovski să ne spună câteva cuvinte. Domnilor, domnule primar, domnilor consilieri și doamnelor consilieri, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina are ca obiect de activitate de aproximativ 25 de ani la înființare apropierea celor două maluri de Prut prin
promovarea românismului, mai ales în rândul tineretului, acolo în Basarabia, unde cred că dumneavoastră cunoașteți cu toții că a fost furat, a fost luat, a fost chinuit, deportat și până la urmă a reușit în mare măsură o asimilare a populației basarabene, românii basarabeni, au fost asimilați în proporție de cam de 35% de către ocupantul sovietic, să-i spunem cinstit, nu ne mai ascundem. O a doilea subiect în activitatea noastră Asociației Culturale Pro-Basarabia și România este apropierea sau intensificarea relațiilor interumane între localitățile despărțite de Prut. E drept. Cam de multă vreme, deja sunt aproape cât de 1944 până astăzi, sunt 72 de ani. În acest timp, propaganda antiromânească în teritoriul pe teritoriul Basarabiei, să știți că a avut efecte dezastroase. Au reușit să facă din români să facă altceva, iar cel mai grav este că pe unii i-au transformat în mancurți, chiar antiromâni. Iar misiunea noastră a tuturor de aici, din altă parte, din alte orașe ale țării, este să aducem pe acești oameni, pe acești frații noștri, să-i aducem aproape de noi, să le arătăm că nu i-am uitat și pentru că veni vorba de cuvântul, nu i-am uitat, vreau să vă spun că în 1995 am participat la Iași la un congres a refugiaților în sala sindicatelor, unde au fost cam 1000 și ceva de participanți, iar acolo, cu această ocazie, Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală, basarabean de origine, din zona Chișinăului, din zona Pușnei, da? A făcut următoarea afirmație, parafrazând, bineînțeles, jurământul biblic al evreilor când au fost alungați de pe teritoriile lor de către ocupantul babilonian. A spus cam așa, aș vrea să nu greșesc. Dacă te voi uita, Ierusalime, să se usuci în brațul meu drept. Cei 1000 de refugiați basarabeni aflați în sală, printre care și subsemnatul, izgoniți și ei de către ocupantul sovietic, de pământul nostru drag, au repetat cu obstinație, de te voi uita, Basarabie, uscată să fie dreapta mea. Ei, noi cei de aici din țară, refugiați, avem organizații, asociații, filiale, în aproximativ 36 sau 35 de județe din țară, pentru că timpul biologic, mulți dintre noi, dintre refugiați, au dispărut. Eu am avut noroc să fiu mai tânăr un pic și încă există. Avem misiunea ca, prin aceste înfrățiri, să le arătăm că ne sunt în continuare dragi sufletului nostru și îi vrem acasă. Politică noi nu facem. Politica noastră este una singură, este unirea. Iar unirea nu pot face, în vremurile actuale, nu pot face decât cei plecați masele, partea de jos a societății, pentru că politicienii de obicei au alte preocupări, iar situația politică, economică și socială din Basarabia este tristă. Se așteaptă ce e mai grav în Basarabia, dar noi avem misiunea să trecem peste acestea și să facem în așa fel încât să îi apropiem de noi, să știe că ne sunt frați și suntem români alături de ei. Mai mult de atât, vă rog să mă scuzați că m-am și cam întins un pic, n-am ce să vă spun, dar să știți că eu sunt un ambasador, dacă vreți, credincios a orașului Onești, dincolo peste Prut, l-am vorbit frumos peste tot,
pentru că am aproape 50 de ani de când sunt aici, iar eu și familia mea am dăruit termocentralii 70 de ani de servicii cu amândoi băieții. Și am dorit și am rugat de multe ori și autorități și prieteni să sprijine activitatea noastră, pentru că este o activitate curată, sinceră și adevărată. Avem misiunea sinceră și dură, clară, că trebuie să luptăm pentru drepturile basarabenilor și dreptatea Basarabiei. Eu vă mulțumesc de audiență. Mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc din toată inima. Da. Vă mulțumesc și eu, cu permisiunea dumneavoastră, voi pleca. În încheiere v-aș ruga, care dintre dumneavoastră vă permite programul, cărora dintre dumneavoastră vă permite programul, ca sâmbătă, pe 1 octombrie, de la orele 17, avem o, să zic, un eveniment promovat încă de anii anteriori, și anume Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Sunteți invitați, aveți locuri rezervate în sală și m-aș bucura să fiți și dumneavoastră prezenți în calitate de consilier local la acest eveniment, promovat în primul rând de către Consiliul Local și de Primăria Municipiului Orești. Vă mulțumesc mult, succes în continuare, mulțumesc pentru înțelegere. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2016. Inițiator, Dumnezeu Nicolae Prima. Domnul secretar, spune-ne de motivii. Doamne, domnule consilier, în contractul numărul 2206, în 2016 și actul adițional numărul 2, cu numărul de anumitoare 2424, din 2016, Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, ne va avea suma de 185.000 de lei în plata drepturilor salariale a personalului care desfășoară activitatea în cadrul cabinetului de medicină generală, dentară, unitățile sanitare și din învățământ. La proiecte spații existente în municipiul Orești, pe platforma publică, este necesară o reducere în alocările de parte de venituri și cheltuieli din structura bugetului local, după cum urmează. Capitolul 401, costuri de venit, se reduce cu 2500 de lei, capitolul 5102 se reduce cu 200.000 de lei, capitolul 402 se reduce cu 1300.000 lei, capitolul 5402 se reduce cu 400.000 lei, capitolul 5102 se reduce cu 600.000 de lei. Se suplimentează cheltuielile, după cum urmează, capitolul 6602, 125.000, capitolul 7002, 1.200.000 lei, din care 600.000 lei către Societatea de Domeniul Public și Prima. Bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul la prezenta hotărârii. Având în vedere adresa numărul 45 a Clubului Sportiv Școlar Onești, înregistrată în cadrul instituției noastre pe numărul 65.631, în 2016, prin care se oferește aprobarea de fonduri pentru bună administrare și organizarea contribuției internaționale de tipul memorial de Jeton Onești, se impune amortizarea anexei numărul 11, cu suma de 20.000 lei, în forma anexului la prezenta hotărârii. Cu adresa numărul 64763 pe 2016, Spitalul Municipal Onești ne prezintă modificările din structura bugetului pe trimestrul 4-2016, astfel un plus de 1.790 de lei la cheltuielile de personal, un plus de 390.000 de lei la cheltuielile materiale, în care sunt prezentate la anexa numărul 3 și anexa numărul 4. În baza acestor creșteri, este actul adițional numărul 3 pe 2016, contractul numărul 1.140 pe 2016, cât și contractul 3.1 pe 2016, încheiat cu CZAŞ Bacău prin Ministerul Sănătății. Față de cele prezentate, vă rog să analizați, să decideți. Compartimentul de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, în baza contractului 2206 din 2-a 2-a 2016 și actului adițional 2,
cu numărul de înregistrare 2424 din 20-a 3-a 2016, Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Bacău le va vira suma de 185.000 lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ. În urma analizei efectuate de Serviciul Buget Contabilitate s-a constatat că e necesară modificarea unor capitole la partea de venituri din structura bugetului local, datorită situației existente pe platformă și în municipiul Onești astfel. La venituri, capitolul 0402 impozit pe venit se reduce cu 2.500 lei. Capitolul 3308, venituri din prestări de edicii, se majorează cu 185.000 lei. De asemenea, se vor modifica următoarele capitole de cheltuieli, după cum urmează. Cheltuieli materiale, capitolul 5102, administrație locală, se diminuează cu suma de 200.000 lei. Capitolul 8402, transporturi, se diminuează cu suma de 400.000 lei, iar capitolul 7002, domeniul public, se diminuează cu suma de 1.300.000 lei. Cheltuieli de personal, capitolul 5102, administrație locală, se diminuează cu suma de 600.000 lei. Se majorează capitolul 7002, domeniul public, cu suma de 1.200.000 lei, din care 600.000 lei pentru SCDPP sau Onești. De asemenea, se suplimentează cheltuielile de personal de la capitolul 6602, capitolul de sănătate, cabinete medicale școlare cu 185.000 lei, reprezentând drepturile salariale ale personalului. Bugetul rectificat este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Având în vedere adresa 845 din 19.09.2016 a Clubului Sportiv Școlar Onești, înregistrată în cadrul instituției noastre cu numărul 6.065.666, un plus de 1.790.000 lei la cheltuieli de personal și un plus de 390.000 lei la cheltuieli materiale, care sunt prevăzute în anexa 3 și 4. La baza acestor creșteri este actul adițional numărul 2 din 6.09.2016, contractul numărul 2840 din 9.02.2016, cât și contractul 301 din 13.09.2016, încheiat cu Casa de Sănătate Bacău prin Ministerul Sănătății. Față de cele prezentate, rog să analizați și să decideți în consecință. Comisia de specialitate. Două voturi favorabile și două abține. Menționez că au fost prezenți doar 4 din cei 5 membri ai Comisiei de Buget. Neutru. Discuții? Domnul Darzu. Da, mulțumesc. Față de ultima ședință în care am luat cuvântul legat de cheltuielile de la spital, după acum sumele s-au redus la jumătate. Ceea ce e un lucru bun, dar nu știu o justificare. Am întrebat și la comisia, după am nu avea nicio informație de la spital. Mi se părea un lucru ca justificarea reducerii acestor cheltuieli, în special la divizia capitală a centralei, de la 5.300.000 ajut la 2.700.000 poate, cheltuieli la lift iar s-au redus, cheltuieli la reabilitarea fațadei iar s-au redus, aproape parcă 2.000.000, deci am ajuns la 900.000.000 bani de lei. Mă așteptam la o justificare acestor cheltuieli. Suntem de acord cu această sumă că s-a redus, dar nu avem o justificare. Ori atunci s-a greșit, ori acum s-a greșit. Deci asta este o întrebare care nu știu, domnul primar a plecat, nu știu cine poate să răspundă unde poate. Al doilea lucru care cel puțin ne îngrijorează, cel puțin pe noi, dar cred că și pe oneșteni, este această reducere a impozitului pe venituri. Asta înseamnă că au dispărut multe locuri de muncă de la prima estimare, ceea ce este un lucru îngrijorător, sau la prima estimare un număr de locuri de muncă a fost eronat. 2.500.000 de lei este o sumă destul de mare, în care bugetul local este degrevat de el. Bani care se iau de la DPP, din anexa 1. Și apoi se face... Eu mă așteptam cel puțin la noua administrație o preocupare mai activă și mai atentă legată de promovarea de noi locuri de muncă, atragerea de investiții, atragerea fondurilor europene. Momentan nu avem.
am văzut sau am primit informații că lucrarea sau lucrările din cartierul Delci, din satul catolic, au fost listat. Cerem lămuriri să știm motivarea acestor sisteme de lucrări, pentru că oamenii care stau în zona, în zona respectivă, sunt direct afectați de acest lucru. Și dacă îi puteți spune, când se iau lucrările și termenul finalizat. În lipsa domnului primar, nu am răspunsuri, asta este și motivul. Celelalte elemente din proiect se dă de acord cu plata dreptul salarial la personalul care e medical și alte lucruri care suntem total de acord, dar aceste două elemente sunt ce puțin din punct de vedere economic negativ pentru Onești și nu suntem de acord cu ele. Mulțumesc. O să vă dau eu un lucru, dacă permiteți, în lipsa de funcționar, vis-a-vis de micșorarea bugetului, sigur, pe partea de spital, noi am primit în scris, poate domnul director Roșca poate să ne dea câteva informații, ceea ce pot să spun doar teoretic, probabil știți și dumneavoastră că mai toate bugetele, nu mai toate, toate bugetele se fac pe niște previzionări, niște estimări, dar la momentele în care vedem că nu pot fi previzionate sau estimările nu pot fi realizate, sigur venim cu aceste rectificări. La acest moment, asta este situația pe municipiul Onești și pentru aceste motive vedeți că venim lună de lună cu anumite modificări, rectificări și așa mai departe. Da, domnule, această rectificare se face doar în mod calcul. Acest lucru, până am întâlnit. Acum e estimat. Adică știm că la nivelul de 1 septembrie trebuia să încasăm sau pe cât am încasat o anumită sumă, iar anul ăsta ne-am scos sumă mai mică sau mai mare. Asta da. Deci vine din partea de partea de finanțare de partea. Când privește pe lucrările de PNDL, cred că a fost și un comunicat de presă al primării Onești, dată de domnul primar. Am primit notificare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale că toate lucrările de asfaltare de drumuri vor fi decontate până la data de 23 septembrie. După care, dacă nu au fost finalizate, fiecare unitate administrativă teritorială se va descurca și va finanța din bugetul propriu. Nu știu la acest moment ce se va face mai departe, probabil în perioada următoare se va analiza la nivel de executiv, vom veni cu o propunere în fața dumneavoastră. Probabil există și varianta ca să primim în continuare surse de finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Acea notificare, nici nu știu, s-ar putea și am impresia că va fi trimisă și dumneavoastră prin mail, dacă nu mă înșel, dacă nu, mâine o să o aveți. Se spunea că s-a ajuns la o finanțare de 80% din valoarea totală, iar se vor deconta toate facturile până la data de 23 septembrie, iar mai departe vor fi decontate lucrări doar dacă vor mai rămâne bani din bugetul de stat, ceea ce încă nu știm. Suntem la Ministerul Dezvoltării Regionale. Dacă nu, va trebui să găsim soluțiile pe plan local sau mai există și varianta ca aceste lucrări să fie decontate anul viitor. Asta înseamnă că în primăvară, dacă vom avea garanția și contractul, pentru că contractul cu Ministerul Dezvoltării de Finanțare este până anul viitor, dacă se va relua, vom primi finanțare. Dar nu știm. Dacă nu mai stau la pești cu drumul de care sunt acum. Din păcate, nu avem o altă soluție pe moment. Eu cred că dacă erați un pic la primăria sau reprezentanții primăriei care au ocupat de treaba asta, studiind actele, reiese foarte clar că data de 27 iulie a fost dată către primărie în urmă de începerea lucrărilor. Eu vă spun situația din cartier, pentru că am văzut acolo în momentul în care se face asfaltarea, am venit și m-am interesat, am uitat în documentația existentă la primărie, deci de pe data de 27 iulie. Până pe data de 5 septembrie nu s-a făcut absolut nimic. Eu vă zic în felul următor și cam știu legislație în construcții și cam știu cum se lucrează în România în domeniul acesta. Este imposibil ca unei societăți, chiar dacă este Conextrus, care e o societate care, cum să zic, din punctul meu de vedere și cred că toată lumea are aceeași și face lucrări bune, o societate care la nivel de plană, e o societate care își execută lucrările la timp, face treabă bună, dar să are o lună și o săptămână, mai bine de o săptămână întârziere,
Deci, perioada în care de la ordinul de începerea lucrărilor până la momentul la care tu chiar începi să execuți, să execuți lucrare, mi se pare extraordinar de mult. Deci dacă s-ar fi început, să zicem, la 10 zile după momentul la care primăria a emis ordinul de începere a lucrărilor, eu cred că ar fi fost terminată până la momentul, până în data de 20 septembrie, fără niciun fel de dubiu. Deci cred că aici ar fi trebuit să managerize într-un alt fel colaborarea aceasta pe care primăria a avut cu societatea care executa lucrările. Să știți că a fost o astfel de discuție, dar ne-am întâlnit și cu o problemă și de ordin juridic. Primăria a dat într-adevăr imediat după finalizarea licitației la scurt timp am dat ordinul de începere a lucrărilor tocmai pe considerentul să terminăm până la începerea timpului nefavorabil. Din păcate, societățile care au licitat și care au fost declarate câștigătoare au prevăzut în contract că vor începe cel mai devreme la data de 29 august. Deci ei au respectat contractul, au respectat oferta pe care au dat-o, cu toate eforturile noastre, ce încălzat, n-am putut mai avut. Alte discuții, domnule Navi? Cetățenii din cartierul Belci să nu-și facă probleme. Acolo se urmă deja măsurile corespunzătoare și în câteva zile lucrurile vor fi rezolvate cu acces în turții oamenilor și partea carosabilă să fie bună pentru vehicolele de acolo. Asta nu este clar. Nu, trist este că dacă altă dată se continua lucrurile până venea iarna, să spunem, pe domeniul acesta, guvernul tehnocrat nu și-a asumat această responsabilitate și a blocat, ca la școală, a blocat toate aceste lucrări în toată România. Sunt convins că noul guvern politic care va fi instalat după 11 decembrie va prelua aceste probleme din PNDL și în primăvară se vor relua șantierele respective pentru că este afectată, sunt afectate aproape 2800 de localități. Deci este o chestiune deosebită. Tratată foarte superficial. Mulțumesc. Alte discuții? Domnul Marșta. Aș vrea să dau eu un răspuns. Nu știu de unde are domnul consilier Zarzu. Au scăzut cheltuielile la centrala de la spital. Efectiv, pentru moment, am renunțat pentru că am venit... De reparată capitală. Da, am renunțat. De la proiectul telecomat. Pentru acest mod, da. Sunt tot în 500.000 de lei și avem două expertize. Am renunțat pentru moment pentru că a căzut un ecograf la OG. În acest moment, și vrem să achiziționăm la reținerea urgentului ecograf pentru OG. Iar aparatura de la radiologie are 20 de ani și stă să cadă și ne gândim să digitalizăm. Deci ne-am redirecționat bugetul ca să putem să... Era foarte simplu de scris aceste rânduri în justificare. Da, domnul primar știu că a primit din partea spitalului notificare. Iar eu am primit de la ISCIR autorizare pe încă 6 luni și ne proiectăm planul să putem... Este liftul la pediatrie care ieșa din urmă. Și s-a stricat și colonoscop. Nu știu să fie stricat colonoscop. Vreo 3 săptămâni. Nu cred în lume. Da, vă spun sigur. Am să mă întrețesc și vă dau un răspuns. Din păcate, sunt aparate vechi, ne stăduim să le gestionăm, să le îmbunătățim. Gândiți-vă ce înseamnă spitalul fără radiologie. La reparație capitală, centrală de vechi, era suma de 500.000 de lei. Da. La momentul de față, este suma de 208.000 de lei, 268.000. Ceea ce înseamnă că aceeași reparație capitală se va face... Probabil că așa că mai rămas din banii care erau pregătiți pentru chestia aia, că am luat la celălalt proiect. Sau să reparat. Da, exact. Am luat din suma aia pentru celălalt proiect. Și să înțeleg că cu suma asta e 268.000, nu o să reușiți să facem banii. Nu, nu. De asta e, pentru momentul e ok, că a venit și prin. Atâția bani au mai rămas în acest moment. Dacă mai primim finanțare din partea primăriei, că există buget la 2 miliarde jumătate, nu avem niciun dat la acest an, poate reușim să continuăm proiectul. Dacă nu, da. Mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, supun la votul. Da. Am organizat în 2013-2014 aceeași competiție la care s-au cerut acum bani din partea Clubului Sportiv Școala. A venit Curtea de Conturi, doamna știe, și ne s-au luat și noi și celorlalți care au organizat mai mulți bani din cauza că s-au greșit niște de conturi. Deci rugămintea mea este ca compartimentul
economic, se înțelege pe cineva care se ocupe de aceste cheltuieli. Nu se dea banii chioși la cineva și după aia să aibă probleme cu legunturile. Deci eu am pățit, mi s-a luat 55.000 de lei, de fapt degeaba, pentru că eu trebuia să măresc suma la arbitraj și am mărit la mine putere și am dat bani înapoi. De asta vă spun și am pus probleme cu masa și cu delegații și cu bine ca cineva să ocupe de partea dumneavoastră direct de această competiție. Mulțumesc! Vă spun, doamnă consiliere, colegii mei de la Buget Contabilitate, la Serviciul Buget Contabilitate, vor fi foarte atenți pe toate recomandările și obiecțiunile, observațiile făcute de tot acestea. Pentru că dumnealor răspund cu... Nu, dar am fost chemat eu, de că nu zic ceva. Da, deci m-am tras cu toți învățăminte în ceea ce am... Ce au fost să mai precedenți, ceea ce a fost. Tot mai rău la multul la... Cătările de dezinfectanții. Vârf au crescut enorm, de la 55.000 la 247.000 de lei. Cum a fi adevărat hexifar? Da, nu mai e hexifar. Iată, am avut foarte puțin dezvoltați de la Hexifarm, am dovadă că toate problemele care au fost la Onești nu au fost conforme. Suma alocată în acest moment, bănuiesc că e o situație de urgență, că nu am avut timp să facem licitații și te obligă să cumperi, că nu poți să funcționezi fără dezinfectanți, cu achiziție publică directă din seapă. Păi și mai mici prețuri, mai mari prețuri în seapă, achiziție directă? Nu știu. Este foarte mult. Nu înțeleg cum s-a oprit concomitent odată cu adresa, adică i s-a comunicat. De ce nu și-a văzut de treaba lui să mai lucreze o lună de zile și se spune, domnule, o lună de zile nu face producție extraordinară. Haideți să credem, se va plăti. În condițiile în care la nivel național s-a comunicat această adresă, ideea este să descurajezi lucrările în momentul de față, ca toată lumea a lăsat-o mai moale și vor fi bani spre sfârșitul anului. Eu cred că se poate lucra când mai avem o singură lună relativ bună în care se poate lucra. Nu va fi o producție extraordinară, așa cum spunea domnul Lemnaru, dacă nu se va plăti anul ăsta, se va plăti la anul, dar cu siguranță facturile nu rămân încasate. Eu cred că pentru a elimina starea de disconfort a oamenilor se mai poate lucra o producție rezonabilă într-o lună de zile. Nu cred că e obligatoriu să-i comunici constructorului, am primit adresă, nu mai lucra. Părerea mea. Din păcate, ne fiind bugetat, noi ne avem în bugetul local sumele cu aceste destinații decât cele pe contractul cu Media Reu. Domnul secretar, este o convenție, domnul, este încheiată la nivelul primăriei cu Ministerul Dezvoltării. Un contract de finanțare. Prevede niște sume pentru anul 2016. Da. S-a ajuns la concurența acelor sume? Nu. Deci sumele vor fi plătite. Sunteți în interiorul contractului. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Suntem în interiorul contractului. Contractul e valabil până anul viitor. Dar și cu sumele, și cu credințele aprobate. Da, sigur că da, da. Dar în măsura în care Ministerul nu mai va mai vira banii și ne-a notificat că nu va mai vira banii și va deconta doar până la data de 23 septembrie lucrările efectuate, facturate și recepționate, nu știu dacă cineva își poate asuma responsabilitatea să dea o comandă constructorului să facă alte lucrări, nebugetate, nefiind prinse în bugetul local. Cine va plăti acești bani? Păi sunt prinse în convenție. O notificare nu prevalează unui contract. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar să ne judecăm cu Ministerul de Dezvoltare e cam greu. Da. Mai mult știu. Cum considerați? Specificarea acolo, că să nu cumva să mai fie făcute arierate mai. Și asta, intram pe arierat în momentul respectiv. Deci dacă noi nu aveam bani, în toată vremea când Ministerul ne-a notificat și a zis, nu vă mai dăm niciun bani. Arierat, cred că înseamnă altceva, nu înseamnă datorii curente. Și pe bărci, pentru oameni ea măcar să avem să... Mai era o întrebare. În anexa 2, eu văd dacă în volum finanțare proiecte legea 350/2005, 119.000 lei, cultul 120.000 de lei. De ce nu sunt și cultele trecute tot acum? Nu, că tot finanțare de 350, nu? Da.
Păi atunci de ce sunt separate? Așa s-a făcut hotărârea de la început, în februarie, adică 15 februarie. S-a repartajat, cultele sunt separat și celelalte sunt la 13. Suntem la vot proiectul. Cine este pentru? Cum votați acolo, doamna? Votez pentru cu observație de rigoare, scuze-mă. Împotriva? Abține? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în comisiile pentru evaluare și asigurarea calității din unitățile de învățământ în municipiul Onești pentru anul școlar 2016-2017. Domnul secretar, aveți cuvânt. Doamna Gemac Consilier, atribuțiile generale ale Comisiei pentru evaluare și asigurarea calității educației este de a coordona aplicarea procedurilor activităților de autoevaluare instituțională privind calitatea educației aprobat de conducerea unității școlare conform normelor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală. După aprobarea sa de către Consiliul de Administrație, raportul este aducat cunoștința beneficiarilor prin afișare, publicare și este făcută inspecția evaluatorului extern. De asemenea, se formulează propuneri de îmbunătățirea calității educației pe care le reprezintă reprezintă conducerii școli. Având în vedere prevederile articolului 11 al normei normate 75/2005, la nivelul fiecare organizație furnizoare de educație din România, se înființează Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității, iar membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ sau la grad în unitatea respectivă, pe excepția persoanei care asigură conducerea respectivă acesteia. Sunt prin desemnarea 7 reprezentanți care sunt aprobate din Consiliul de Administrație a Universității de Învățământ din Municipiul Onești. Având în vedere ce reprezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Potrivit prevederilor articolului 11 alineatul 1 din ordonanța de urgență 75/2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Potrivit alineatul 4 al aceluiași articol, componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ pe universitar cuprinde, dintre altele, și un reprezentant al Consiliului Local. De asemenea, a potrivit alineatul 9 din ordonanța 75/2005, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România, se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, iar membrii acestei comisii nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia de specialitate. Discuții. Discuții și propune. Domnul Sergentu. În urma discuțiile cu reprezentanții partidelor, general am mers pe continuitate la fiecare școală. Colegiul Național Dimitrie Tantemir îl propune pe domnul Martin Ștefan, Colegiul Național Grigore Măsir, domnul Zahiru Ciprian, Colegiul Tehnic Petru Polin, domnul Jitcovici Vicențu, Colegiul Sportiv Nadea Comanici Cărugăru Marian, Liceul Tehnologic Onești Damian Cristina, Liceul Teologic Fericit Iremia, domnul Vicol Bogdan, Colegiul Tehnic Gheorghe Asahi, domnul Ciubotaru Petrus, Școala Gimnazială numărul 1, domnul Moraru Marian Dorin, Școala Gimnazială George Călinescu, domnul Cristi Alexandru, Școala Gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, domnul Guza Daniel, Școala Gimnazială Emil Racoviță, domnul Cartin Traviorel, Școala Gimnazială Ghiță Mocanu, doamna Mateescu Rodica, Grădinița cu program normal Sfântul Paul, domnul Frigură Nicu Constantin, Creșa Onești, doamna Dodic Mihaela și Clubul Sportiv Școlar, domnul Agapi Mircea.
Alte discuții? Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următoare. Proiect de hotărâre privind intenția de transfer a acțiunilor municipiului Onești de la SC Fotbal Club Municipal Onești SA către N. Costică. Expunerea de motive. Doamna și doamna consilier, prin hotărârea Consiliului Local 863-30 noiembrie 2013 s-a aprobat participarea municipiului Onești la constituirea asociației pentru al Club Municipal Onești cu un aport numerat de bugetul de guvern reprezentând 25% din capitalul social. Prin adresa domnului Costică Iene, ne aduce la cunoștință că dorește să cumpere acțiuni de municipiul Onești la SC Fotbal Club Municipal Onești. Având în vedere prevederile legale din care, din actul constitutiv, ale acestei societăți care reprezentează la punctul 14 de diferență ședentul doar mai sunt fiecare dintre acționari și Consiliul de Administrație printr-o șață de vânzare scrisă intenția de transfer a acțiunilor ridicând identitatea cesionarului propus, numărul de acțiuni de care se cesioneze, prețul oferit și condițiile vânzării. Prezent s-a apărat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Consiliul Local își solicită numele unității administrative teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor de spune la societăți reglementate de legea 31/90 sau regii autonome în condițiile legii. Prin hotărârea Consiliului Local 163 din 13 noiembrie 2013 a fost aprobată participarea municipiului Onești la constituirea SC Fotbal Club Municipal Onești SA, un aport numerat de 30.000 de lei, reprezentând 25% din capitalul social. Prin adresa numărul 67-085-2016 a fost adusă la cunoștința instituției intenția de cumpărare a acțiunilor municipiului Onești de la SC Fotbal Club Municipal de către domnul Costică Iene. Având în vedere prevederile articolului 14.1.3 constitutiv aprobat prin hotărârea mai sus menționată, care prevede că ședentul va transmite fiecăruia dintre ceilalți acționari și Consiliului de Administrație cu o ofertă de vânzare scrisă intenția de transfer a acțiunilor, indicând identitatea cesionarului propus, numărul de acțiuni pe care dorește să le cesioneze, prețul oferit și condițiile vânzării, precum și dispozițiile articolului 14, punctul 11 din actul constitutiv, niciun act prin care ar opera un transfer de acțiuni către persoane ce nu au calitate de acționar, inclusiv către soțul ascendenței, descendenții ori afiliații acționarului, nu va putea fi încheiat de către un acționar decât cu acordul prealabil al tuturor celorlalți acționari și numai dacă persoana care ar urma să dobândească acțiunile va face dovada că nu există contrarietate de interese. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate pentru aprobarea proiectului în forma prezentată. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Comisia de specialitate. Favorabil. Și comisia o nu avizează favorabil. Discuții? Domnul Roșca. Ce sumă reprezintă aceste acțiuni? 30.000 de lei. 30.000 de lei. 25%. Sigur, deocamdată suma faptățile speciale acțiunile sunt de 30.000 de lei. Urmează ca la momentul vânzării să vedem, vom proceda la evaluare, vom veni cu o propunere de actualizare cu dovânda de scont, așa cum a stabilit-o Curtea de Conturi, pentru că știți că rezultatul transferului acestor acțiuni este ca urmare recomandărilor Curții de Conturi. Am vrut noi să și vom vedea. Curtea a stabilit, așa zis, un prejudiciu la bugetul local la nivelul anului 2015, 30.000 de lei plus 12.000 de lei majorări. Deci acum de la 420 la sfârșitul anului, probabil le vom actualiza la data transferului, nu știu. Sau poate fi, pentru că înțeleg că banii au și fost virați de altfel. Doamna Pașco. Scrie aici în scrisurile pe care le-am primit că s-au făcut parteneriat cu ONG-uri. Care ONG-uri? Cu ce rezultate? Nu s-a comunicat. Cred că ar fi fost în regulă să nu se comunice. Nu există sub nicio formă, văd că, preocuparea pentru un centru de respiro, care cred că ar fi necesar la nivel de unitate administrativ teritorială. Sunt o grămadă de persoane care se grupează în asociații încercând să facă acest centru de respiro cu costuri uriașe. Cred că primăria ar trebui să se gândească să
facă un astfel de centru de respiro, să pot accesa fonduri europene pentru așa ceva. Cred că persoanele cu handicap, cu dizabilități au nevoie de astfel de chestii. Sunt la proiectul 3 de pe ori. La proiectul 3. Eu citeam proiectul ăla și nu am. Deci acum am fost. Performanțele erau în joc. Nu cer mii de scuze, am fost că eram pe alt proiect. Am citit la alt proiect și nici n-am fost atent de la... Deci, altfel de scuze, la proiectul numărul 3. Da, la proiectul 3 aveam subliniere de cultură. Este suma aceasta de 30.000 de lei. Cred că ar fi trebuit să fie făcută o evaluare pentru suma asta, adică intenția de vânzare la suma de 30.000 de lei. Nu trebuia făcut o evaluare pentru acțiunile pe care primăria le deține la acest moment? Pentru că tocmai am spus mai devreme, de evaluare. Exact. Dacă e nevoie de evaluare, vom studia. Nu cred că ar fi o problemă asta de a face evaluare. Aceasta este evaluarea capitalului social și acțiunilor și acel prejudiciu a fost considerat cu majorările sau cu dobândurile legale la momentul la care a fost plătit. Deci, da, dacă se dorește evaluare acțiunilor mai departe... Din punct de vedere legal, cred că așa trebuie să se facă. O să analizăm și o să vedem la unde cum mai bine. Frunțile acum a râs toată lumea. Neatenția mea. Același lucru vreau să spun și eu, cred că se impune o valoare pentru că valoarea acțiunilor poate să scadă, poate să crească. Cred că așa cum merge sau dacă nu știu dacă mai există asociația asta, sau dacă mai funcționează sau cum funcționează, e posibil că această valoare să fie scăzut, poate. Înțeleg că se adaugă și niște penalități care nu se regăsesc în valoarea acțiunilor, deci nu e conform cu hotărârea. Eu zic ca să fim acoperiți și tampi la un raport de evaluare, cred că e mai... Cum am zis, poate la proiectul de vânzare, deocamdată asta este intenție, pentru că constativ trebuie să notificăm pe ceilalți acționari. Poate unul dintre acționari o să vină să ofere 1 miliard, 100.000, 200.000 și atunci se va acoperi tot prejudiciul. Asfaltăm tot de supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul 4. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personal, ai persoanelor cu handicap, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială în semestrul 1-2016. Domnul secretar, spune-ne. Doamnelor, domnilor consilieri, având în vedere prevederea articolului 29 alineatul 1 din hotărârea Guvernului 68/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de publicată cu modificări și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Ionești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale ale persoanelor cu handicap. Potrivit prevederilor legii 448/2006, reprezentată schimbul personal reprezintă persoana care supraveghează acordul asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii a persoanei adulte cu handicap. Toate cele prezentate pot în aprobarea proiectului în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Respectând prevederea articolului 29 alineatul 1 din hotărârea de guvern numărul 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificări și completările ulterioare, în primul semestru al anului 2016, în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială, se află un număr de 90 de persoane cu handicap care beneficiază de asistent personal, din care 26 sunt în rândul copiilor și adolescenților, 64 în rândul adulților și un număr de 189 persoane cu handicap care au optat pentru privirea indemnizației de însoțitor. În cursul semestrului 1-2016, în activitatea asistenților personale a persoanelor cu handicap s-au urmărit următoarele elemente. Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate la domiciliul persoanelor cu handicap, organizarea de diverse acțiuni în colaborare cu diverse asociații și fundații, atât de la raza municipiului cât și din țară,
respectarea de către Direcția Generală de Asistență Socială a drepturilor acestora ce decurg din prevederile legii 448/2006 de publicat cu modificări și completările ulterioare, soluționarea intervenutilor a tuturor solicitărilor venite din partea asistenților personal și a persoanelor cu handicap, asigurarea gratuității transportului urban în raza municipiului, facilitarea obținerii de rominete pentru însoțitorii persoanelor cu handicap, care ajută efectiv la transportul mai ușor al acestora spre centrele de sănătate. Apreciem că pentru semestrul 1 anul 2016, la nivel de municipiu, serviciile sociale prestate de către asistenții personale persoanelor cu handicap au corespuns standardelor de calitate în domeniu. Vă mulțumesc! Comisia de specialitate. Discuții? Nu mi-e simt punctul de vedere, nu proiectul arhitectului. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 82 din 26.09.2008 privind aprobarea statului de funcții al instituției publice Creșa în municipiul Onești. Domnul secretar. Domnilor consilieri, prin solicitarea doamnei Irina Părcu, director Creșa de municipiul Onești, prin cererea numărul 58.209, pe 2016, de a modifica statul de funcții prin înființarea două posturi de educator cu agricultor. Conform prevederilor act 28, alineatul 1, secțiunea 5, articolul 3, din legea 284, pe 2010, legea cadrul comunitară, realizarea unitară personală plătit din fondurile publice, articolului 12, alineatul 1, din legea 263, pe 2007, din înființarea, organizarea și funcționarea creșilor, articolul 44, alineatul 1, litera B, articolul 48, alineatul 1, în hotărârea Guvernului 1252 pe 2010, privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționarea creșilor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară, se propune modificarea statului de funcții al instituției publice creșe a municipiului în înființarea două posturi de educator cu agricultor. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, modificările propuse respectă prevederea articolului 28, secțiunea 5, capitolul 3 din legea 284 pe 2010, legea cadru privind salarizarea unitară a persoanelor plătite în fonduri publice, care menționează că autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în anexele la prezenta lege care dovedesc a fi necesare desfășurarea activității. Modificările propuse respectă prevederea articolului 12, alineatul 1 din legea 263 pe 2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea creșilor, în sensul că structura organizatorică, numărul de posturi și categorie de personal pentru creșe se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Modificarea propusă respectă prevederile al articolului 44, alineatul 1 litera B, articolul 48, alineatul 1 din hotărârea 1253 pe 2012, prin aprobarea metodologiei organizării funcționare a creșilor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară, în sensul că structura orientativă a personalului din creșe ca unități în care se oferă servicii de educație antepreșcolară este formată și din personal didactic, educator, puericultor și asigurare personalului didactic din unitățile publice în care se oferă servicii de educație antepreșcolară se realizează de către autorități de administrație publică locale împreună cu inspectoratele școlare cu respectarea standardelor de calitate și legislație în vigoare. Modificarea propusă respectiv prevederea articolului 36, alineatul 3, litera B din legea 215 pe 2001 a administrației publice locale, Republica Comunistării și Completării Ulterioare, în sensul că în exercitarea atribuției Consiliului Local aprobă în condiție legii la propunerea primarului înființarea, organizarea statului de funcție aparatului specialitatea primarului a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și de organizare statului de funcție a legilor autonomii de interes local. În bugetul aprobat pe anul 2016 au fost prinse și diferențe de cheltuieli cu salariile prevăzute pentru înființarea celor două posturi de educator cu agricultor. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre respectă prevederile legale și de procedură și propun Consiliul Local al municipiului Onești aprobarea acestea în forma prezentată. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei de Specialitate. Avizul ora din partea Comisiei. Mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și serviciul public comunitar, serviciul de evidență a persoanelor din municipiul Onești pe anul 2017. Domnul consilier, pentru că vedem o lege 188, rămână 99, privind statutul funcționarilor publici, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual de funcționari în cadrul societatea primarului pentru instituțiile publice în administrația publică locală care se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Proiectul planului anual de ocupare a funcțiilor publice în aparatul de societatea primarului și a serviciului public comunitar serviciu de evidență a persoanelor în municipiul Onești în anul 2016 stabilește un număr maxim de funcții publice de 124 la 1 ianuarie 2017, din care 105 ocupate și 19 vacante. Pentru anul 2016 se propune ca 19 publice să fie ocupate prin recrutare, 20 funcții publice supuse reorganizări și rezervate promovări. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Departamentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre respectiv de vedere la articolul 23 din legea numărul 188/1999 privind statutul funcționar public și republicat astfel, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual de către primar pentru aparatul de specialitate a primarului și instituțiile publice din administrație publică locală se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Planul de ocupare a funcțiilor publice stabilește numărul maxim de funcții publice rezervate promovării funcționar public a celor care vor fi ocupate prin recrutare, a celor care vor fi înființate sau supuse reorganizării. La întocmirea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 au fost respectate instrucțiunile privind elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, aprobate prin ordinul numărul 7660 din 24 august 2006 a președintelui Agenției Naționale a Funcționar Public. De asemenea, s-au respectat termenele stabilite prin instrucțiuni 15 octombrie 2016 pentru transmiterea către Agenția Națională a Funcționării Publice a Plan de Ocupare a Funcției Publice pe anul 2017, cu adresa numărul 56.165 din 28.07.2016 și avizul Agenției Națională a Funcționării Publice numărul 40.521 din 2016. Aprobarea planului de ocupare a Funcției Publice pe anul 2017 este necesară pentru a respecta prevederile articolului 57 aliniat 1 din legea numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, și anume recrutarea în vederea întâlnirii în corpul funcționarilor publici care se face prin concurs în limita funcțiilor vacante rezervate la acest scop prin plan de ocupare a funcțiilor publice și pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici, conform secțiunilor 4 și 5 din legea 188/1999. Proiectul de hotărâre are o anexă întocmită și propusă de compartimentul de specializat respectiv serviciul resurse umane, control comercial și relații cu publicul. Față de cele arătate mai sus, consider că proiectul de hotărâre respectiv pe vederi legale și de procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea acestea în forma prezentată. Vă mulțumesc. Avizul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei. Mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statelor de funcții pentru personalul nedidactic al unităților de învățământ din municipiul Onești în anul școlar 2016-2017. Doamne, domnul consilier, prin prevederile articolului 25 aliniatul 3 din anexa la hotărârea guvernului numărul 538/2009 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, modificată prin hotărârea guvernului 174/2003, numărul și structura personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat se aprobă de către consiliile locale la propunerea primarilor și a directorului universităților de învățământ respectiv. În proiectul de hotărâre supus de departe și la propunerea directorului universităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Onești, vă solicităm să aprobați un număr de 195 posturi pentru personalul nedidactic în anul școlar 2016-2017 pentru 23 de unități de învățământ la Universitatea de Stat din municipiu, din care 90 de posturi pentru cele 6 licee și o școală profesională, 45 posturi pentru cele 5 școli generale, 64,5 posturi pentru 9 grădinițe cu program prezunții și 1,5 posturi pentru 3 grădinițe cu program normal. Față de anul școlar 2015-2016, numărul de posturi pentru personalul nedidactic a scăzut cu un post. Considerăm că resursele bugetare existente la în anul 2016 și eliminate pentru anul 2016, precum și numărul de personal nedidactic propus, permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procesului de învățământ din municipiul Onești în anul școlar 2016-2017.
Pentru cele actuale, vrem să apelați proiectul de hotărâre formată de compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, la stabilirea numărului de personale didactice pentru care lucrați din învățământ preuniversitar de municipiune, solicitat criteriile normale elaborate de Ministerul Educației Transiție cu adresa 44/1990 din 28/12/1999. Structura statelor de funcție și prevederile prevedere legii 24/2010 privind salarizarea muncitorilor personală prin fonduri publice, au ordonat de urgență a Guvernului 57/2015, privind salarizarea personală plătită în fonduri publice în anul 2016 și programul unor firmene, precum și învățări fiscale bugetare, astfel salarizarea se face pe funcții și în cadrul fiecărui funcții de drepte profesionale pentru personal cu studii medici și alimentare. S-a respectat și prevederile articolului 20 de ani cu alineatul 1 din legea 1/2011 Educație Națională, prin care autoritățile administrative publice locale asigură în condiții de lege buna desfășurare a învățământului universal în localitățile în care acestea exercită autoritatea. S-a respectat prevederile articolului 2 din litera B din Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Examenului de Promovare Personal Contractual, aprobat în ordinul Ministerului Educației Naționale numărul 5138 din 2014 și publicat în Monitorul Oficial partea 1 numărul 49 din 21 ianuarie 2015 privind transformarea posturilor ocupate în vederea promovării pentru personal contractual din unități de învățământ preuniversitar de stat. Articolul 2 litera B din Regulamentul de Organizare și Prolongare a Examenului de Promovare prevede ca transformarea posturilor ocupate în vederea promovării se aprobă pentru posturile contractuale din unități de învățământ preuniversitar de stat cu avizul inspectoratului școlar și cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Proiectul de hotărâre a 12 anexe întopite și propuse de compartimentul de specialitate respectiv Serviciul de Resurse Umane, Control Comercial al Relației Publicului. Față de cele arătate mai târziu, consider că proiectul de hotărâre scrisă prevede legale și procedură și propun Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 113 din 24 septembrie 2015 privind introducerea în inventarul privat al municipiului Onești, județul Bacău, a unui microbus școlar marca Opel Movano și darea în administrare acestuia Liceului Tehnologic Onești. Expunerea de motive. Domnul domnul consilier, având vedere revederea proiectului 36 din legea administrației publice locale, Republica Muncătării și Muncătării Oferioare, Consiliul Local al Inițiatorului Șoferi și Muncătării și Muncătării de Interes Local. Consiliile locale pot da interes în perioadă pe termen în cazul unor mobile și imobile, proprietatea activită private, persoană juridică, transport creativ, care susține activitate din etaje, ridicată tuturor serviciilor publice. Ținând seama de hotărârea Consiliului Local al Sufletului de 2015, prin introducerea în inventarul privat al municipiului și a microbus marca școlar, marca Opel Movano și a procesului de bază numărul 50.007 din 2015, prin vânzarea acestuia în administrare la Liceul Tehnologic Onești, precum și de cerințele necesare pentru eliberarea cerinței de licențe de transport de către autoritatea rutieră română, este necesară darea încomodată acestui microbus Liceului Tehnologic Onești. Față de cele prezentate, vă rog să ne aprobați proiectul de hotărâre formal prezentat. Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36 și articolul 124 din legea administrației publice locale, numărul 205/2001, propun aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local, numărul 113 din 2015, în care s-a introdus în inventarul domeniului privat al municipiului Onești, un microbus școlar marca Opel Movano, transmis fără plată de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin procesul verbal de predare-preluare, numărul 125 din 2015, Unității Administrative Teritoriale, municipiul Onești, și darea în folosință acesteia Liceului Tehnologic Onești, cu sediul în strada Aurora, numărul 2. Datorită cerințelor necesare pentru eliberarea licenței de transport de către autoritatea rutieră română, este necesar darea încomodată a acestui microbus la liceul menționat. Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește modificarea articolului 1 a hotărârii Consiliului Local 113 din 2015,
care va avea următorul conținut. Alineat 1. Se aprobă darea în folosință, darea unui microbus școlar marca Opel Movano în comodat liceului tehnologic Onești în scopul asigurării transportului școlar. Și aliniatul 2. Se împuternicește primarul municipiului Onești să întocmească și să semneze contractul de comodat. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Comisia de specialitate. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna octombrie 2016. Domnul secretar, să potrivit articolului 13 alineatul 3 de regulament pentru organizarea și funcționarea Consiliului Local Onești, aprobat prin hotărârea numărul 42 din 28-2019, cu modificări de hotărârea locală, președintele de ședință va fi desemnat de numărul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere hotărârea mai menționată, se propune ca următorul consilier în funcție de ordine alfabetică să fie președinte de ședință, motiv pentru care propunem adoptarea unui lucru în acest sens, în luna octombrie 2016, care va îndeplini atribuțiile proiectului de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Da. Compartimentul de specialitate? Compartimentul de specialitate, președintele de ședință. Potrivit articolului 35 din legea 215 pe 2001 a legii locale, după declararea cadrului Consiliului, Consiliul Local alege membrii săi prin hotărâre adoptată cu votul deschis a majorității consilierilor locale în funcție, președintele de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce președintele Consiliului și va semna hotărârea adoptată de acestea. Conform articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, după declararea Consiliului Local care vreau constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere regulamentul de organizare, urmează să dispuneți informațiile președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică, acesta urmând să își îndeplinească atribuții în luna octombrie 2016. Avizul comisiei? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Precizarea că în ordine alfabetică urmează doamna Călin Diocrânduța. Atunci, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 87 din 28 iunie 2016 privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Onești. Expunerea de motive. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 97 din 16 iulie 2016 s-a luat cauza demisia doamnei consilier Fetare Oana Sfântului, care a vacat mandatul de consilier, iar prin hotărârea Consiliului Local numărul 98 s-a validat doamna Cătine Vena Cunze de consilier al municipiului Onești. Având în vedere reglementările legale, atât în ordonanța 35 pe 2002, pentru aprobarea regulamentului dată de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, cât și hotărârea 42 pe 2019, prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești, care prevede că din Comisiei de Specialitate, Comisiei de Specialitate sunt formate din câte 5 membri, sunt numirea doamnei consilier local Cucum Elena, Comisia pentru Știință, Protecție Socială, Învățământ, Cultură, Cultură, Tineret, Sport și Agrement, Sănătate și Conservarea Monumentelor. Numerazarea acestuia în această comisie s-a făcut având în vedere pregătirea personală cu și experiența. Față de cele menționate, vă rugăm să apelați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Compartimentul de specialitate. Potrivit articolului 54 al legii 215/2001 a administrației publice locale, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Fostii membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Prin hotărâre de Consiliul Local 87/28 iunie 2016 au fost alese comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Onești.
prin hotărârea de Consiliul Local 97, s-a luat acte demisia doamnei consilier secretară Oana Mihaela și s-a declarat vacant mandatul de consilier local, rămânând un loc vacant, comisia fiind în acest moment constituită dintr-un număr 4 de membri. Având în vedere hotărârea de Consiliul Local 98, în care s-a validat doamna Cătine Elena în funcție de consilier local al municipiului Olești, prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea comisiei numărul 3 de către doamna consilier Crăștin Elena, fiind necesară întrunirea numărului de 5 membri prevăzut de dispozițiile articolului 20 alinia 2 din hotărârea de Consiliul Local 42/2011, prin care s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Onești. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Avizul comisiei? Favorabil. Discuții? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 14. Diverse. Da. Sunt probleme de ridicat. Înscriem la cuvânt. Domnul Roșca. Aveți cuvântul. La intersecția bulevardului Uitos cu strada Pechiului spre spital sunt mai multe bănci de odihnă și niciun coș de gunoi. În fiecare dimineață toată strada aia e plină de mizerie, de semințe, de hârtii, de pungi, de cuzare de plastic, de tot ce doriți dumneavoastră. Dacă domnul primar vreți, te rog pe doamna viceprimar să noteze această situație, pentru că nu e regulă. Ridicăm bănci. Cum? Ridicăm bănci. Nu, bănci vine pusă, pentru odihnă. În altă moment de idei, de la sensul generatorului de la Cară până la pod la Moldova, nici pe o parte, nici pe cealaltă, nu sunt bănci de odihnă. Și o doamnă în vârstă de 80 de ani, o doamnă profesoară, a spus, doamne, nu pot să vin de la piață, nu am să mă așez pe o bancă. Au fost scoase și am gândit să fie schimbat, dar nu au mai fost schimbat. Deci de la sensul generatorului de la Cară până la pod la Moldova nu este nicio bancă. Dacă putem îmbunătăți pentru ce. Domnul Zarzo. Da, la început ședința asta fac amint de la ISU, de la pompieri, vorbesc că vorbim de situația de la bazală, vă puteți spune care sunt măsurile și la ce se așteaptă oamenii din bazală și cetățenii să știu unde sunt acești comercianți. Și al doilea, revin iar cu rugăminte ca trotuarele din fața poliției și pregătorii să fie refăcute, pentru că un trafic foarte mare a persoanelor din vârstă, special iarna, suntem în dificultăți în deplasare în acea zonă. Nu știu spus. Așa vă spus, vă. Da, eu am o notă de constatare de multe, chiar acum, ca să lecturez. Au fost două verificări, atât de la Inspectoratul de Stat în Construcție, cât și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru bazar. Soluția dată de către cele două instituții este, ca și termen, până pe data de 12 octombrie, să demolăm toate construcțiile fără autorizație de funcționare. Tot ce înseamnă bazar. Pentru că le știu eu, acolo nu s-a dat nicio... Începând de mâine vom notifica pe toți agenții, toți comercianții de acolo, pentru că va trebui să aducem la forma inițială, să vedem și termenul. În măsura care ei nu vor înțelege să aducă la forma inițială, va trebui să intrăm cu forțe proprii ca să liberăm spațiul de acolo. Tot în același timp vă pot informa că s-a demarat și suntem în faza de achiziție pentru proiectare a unui bazar modern, propriu-zis, un centru comercial prin care să aibă toate avizele, să aibă toate condițiile legale și oportune pentru desfășurarea în comerț, în aceeași locație, dar trebuie adusă la formă zero. Proiectarea urmează să fie stabilită potrivit legii achizițiilor publice, după care, probabil, în primăvară, cu resursele financiare pe care dumneavoastră probabil le veți aproba prin bugetul de anul viitor, să se facă acolo, să înceapă construcția. Ce să vă face acele construcții oameni ce vor situația de rezervă, da, știm situația, o situație rezervă pe aceea pe care am avut-o în vedere, deja am demarat-o pentru 25 de module din centru comercial de sus, de lângă spatele școlii Ghiță Mocanu,
Iar pentru diferența până la 80-90 de... avem o variantă jos pe platou unde... una din variante, pe platou de vânzare, legume, fructe, pentru că deja se încheie sezonul, să vedem cum îl compartimentăm. Din discuțiile avute și cu cei de la ISU până în 2500 de metri pătrați, nu trebuie să obținem avizul de la ei, dar în același timp acel spațiu va trebui să fie un spațiu deschis, nici într-un braș ceea ce există acum. Probabil sub forma unor tarabe, încă nu avem. Trebuie să discutăm, să vedem. Deci este o soluție ca ceilalți să desfășoare activitatea în zona de jos, acolo, pe acel platou, dar cu respectarea tuturor condițiilor. Deci aia de zona bazară va fi modernizată. Da, e clar. Deci noi avem... Vreau în acest lucru vreo 5-6 ani de domnul Lenar, a fost primar, să ia considerarea acest lucru, dar mesajul dânsului a fost foarte clar, să o lăsăm de altă dată. Da, mai târziu. Desigur, a fost inițiat și un proiect în acest sens, domnul, vreau să vă spun, dar resursele financiare s-au îndreptat spre anumite proiecte mai mari ale orașului, care aveau prioritate. Acum poate a venit momentul prin care să se facă acel proiect. Adică nu avem un incendiu. Nu avem un incendiu, pentru că dumneavoastră se pare că faceți referire la Arnacozar. Trebuie să fie un incendiu sau să se omoară oameni ca să schimbe cu el. Deci va ajunga foarte mult, cu un pic de respect, față de toți oamenii și necăjiții care sunt acolo, pentru că acum vor avea activitatea într-un spațiu deschis, vine iarna. Vă dați seama, oamenii acolo ca să-și țină familiile cu copii, cu trebuie o testă mare. Acest permanent și nu vine nimeni să strângă de acolo. E jenat, cred că în momentul în care treci pe strada principală și vezi mormoarele acelea de gunoi, ți se cam schimbă părerea. Adică ar trebui în mod periodic să treacă în mașina DTP-ului, a celor care se ocupă de curățenie, să facă observații și să strângă. Ar trebui făcut și observații, că aici e o chestie de cultură politică pe care mulți dintre noi, din păcate, nu avem. Altă problemă tot în cartier legată de funcționarea societății SC Mateo. Sunt cei care lucrează cu surf. E vorba de emanațiile de surf care deranjează de foarte multe ori. Și cred că ar trebui să se ia niște măsuri cu această societate. Eu am vorbit și la direcția de mediu din primărie. Eu știu că nu știu dacă autorizație pentru de funcționare. Eu cred că nu am autorizație de funcționare cei de la Mateo. Cred că ar trebui să, totuși desfășurarea unei astfel de activități într-o zonă care este locuită nu este în regulă. Pentru că sunt dimineața cu mirosuri înfiorătorii, imposibil de suportat. Și vorbim de surf, nu vorbim de altceva. Deci cred că e o chestiune care ar trebui să fie pe ordinea de zi a dumneavoastră și să încercați să rezolvați această problemă. Deci pentru că este și domnul director profesor aici. În legătură cu conducta care trece prin cartierul 6 martie. Se pare că sunt câteva fisuri în zonă care conduc la a se duce apă în fântânile oamenilor și apa este sărată. Puteți constata acest lucru prin a vedea cum arată apa. Deci asta e chestia. Domnule, la începând de anul trecut, dacă vreau să cunoaștem zona, de la ieșirea de la stația Termo, de pe malul Trotușului, da, până la pârâul Crețului, către Plăgărești, conducta este schimbată cu polietilenă HD DN315. Deci vă garantez că în această zonă, la momentul acesta, nu este nici o scăpare de saramură. Este un lucru foarte bun care l-ați făcut, dar se pare că după ce se fac asemenea lucrări, se fac reabilitări de mediu pentru a elimina factorii care au determinat infestarea fântânilor în zonă. Pentru cuplarea conductelor, acestea au fost golite de la capătul de unde se face legătura până la chin complex cu pompe speciale pentru golirea saramurii. Deci aceste pompe n-au rămas, aceste conducte n-au rămas pline cu saramură. Eu am fost în zonă, eu știu exact unde trec aceste conducte, am și discutat cu oamenii din zona de acolo. Într-adevăr, există o parte din fântâni sunt infestate cu cloră de soliu, dar foarte puțin față de ce au avut ei înainte. Nu există un buletin de analiză a salinității din fântânile celor care stau în zonă. Dar noi, prin discuțiile cu dumneavoastră, am chemat la noi, am încercat să acoperim, să zicem așa, disconfortul pe care l-am creat acestora,
suportând cheltuiala cu apa potabilă din fiecare lună și cu mașinile noastre de pompieri scoatem apa din fântâni, astfel încât pânza freatică care vine să îmbunătățească calitatea apei din fântână. Dar nimeni nu știe cât a fost salinitatea în fântână înainte, să zicem, de a pune această problemă. Nu știu, pot să vă spun că apa era bună de băut cândva înainte de a băga saletul. Dar mă rog, tot saletul este din 94. Dar cunosc foarte bine, domnule. Și deci, ce vreau să vă spun, este bine că s-a luat această măsură de compensare a celor care lucrez în zonă, pentru că în perioada campaniei electorale am fost servit cu apă sărată și am zis o folosit la murături. Dar nu e bună nici acum. Deci este bine că dumneavoastră compensați prin plățile care se fac către SC Canal. Deci, într-adevăr, a fost o problemă pe conducta veche, da, în mai, anul acesta, dar, să zicem, a durat câteva ore până noi am găsit exact unde a fost scurtura. Și există posibilitatea ca acele scurge să fie ajuns în pânza freatică. Dar noi încă facem, să zicem așa, sondaje, fiindcă, să zicem așa, salinitatea se menține în unele zone constantă. Și există și alte posibilități și alte surse care, prin mișcarea pânzei freatice, ar putea să creeze o creștere a salinității. Dacă dumneavoastră o să mergeți în zona și vă interesați, la zona înainte de intrarea în Tuta, unde există o liră a noastră, pe Islaz, la aproximativ 150-200 de metri, a existat, cică de zeci de ani, un izvor de apă sărată din care lumea lua acasă, fierbea ca să obțină sarea de bucătărie, să zicem așa, într-un mod mai primitiv și o foloseau. Deci gândiți-vă că există posibilitatea, să zic, unui rămășiță, a unui filon de sare în acea zonă și pânza freatică poate să-l spele. Asta este una din, să zicem, din posibilități. Noi încă, să zicem, forăm și săpăm în zonele respective ca să vedem, fiindcă atâta timp cât noi nu avem diferențe între debitul de pompare de la Chin Complex și cel de la Târgu Ocra, gândiți-vă că dacă se pierde un metru cub de sare, noi trebuie să-l plătim. Și nu cred că ne-am permite lucrul acesta. Deci noi monitorizăm online debitul de saramură de la plecare de la Chin Complex până la Târgu Ocra. Dar este bine că se facă aceste monitorizări. Se pare că nu am făcut luna mai acea deplasare, în iunie fiind de decembrie. Acum ne urmează în toamnă, adică în decembrie, dacă nu îngheța totul, putem să avem noi concluzii. Eu chiar dar este bine, am stat de vorbă cu cel puțin, să zic, 60% din persoanele care au fost afectate. Personal am discutat pe fiindcă vă dați seama că e, nici mie nu mi-a convenit ca cineva să-mi creeze un disconfort. Indiferent de ce este atunci. Bine să fiți în continuare aproape de oameni. Mulțumesc. Alte discuții? Domnul Iene. Da. Vreau să spun că eu aș fi singur, ultimul om de aici, ultimul consilier local, care nu mi-aș dori ca fiecare cetățean al municipiului Ionesc să întreprinde ceva, să facă ceva, o mică afacere și să stea în coadă, în cozi imense la primărie, să ceară închiriere sau concesiune de teren din tot domeniul public și privat. Iar toate trotuarele să fie pline cu mese, noi să mergem pe lângă mese, să ne mai oprim la cineva, bem o cafea, la vecin, bem un suc și așa mai departe, până când ajungem acasă. Dar aș vrea să știu dacă regula care, cel puțin, a fost expusă de către cei de la oficiul juridic, unde cineva vrea să facă o investiție, și anume de a se proteja spațiul verde și trotuarul, la trotuar nu sunt de acord, nu. Dar spațiul verde se aplică la toate investițiile, pentru că pe calea poștei am fost sesizat, adică în calitate de președinte și m-am sesizat și eu, se face o investiție acolo la parter, pe lângă domnul doctor, și se ia cu o hapca sau se lua cu o hapca din spațiul verde. Nu mai știu, mi se pare că și din aleile acelea, și aș vrea, nu e aici domnul primar, este doamna viceprimară, eventual să transmită la biroul de arhitectură sezisarea mea și aș vrea să primesc un răspuns și eventual niște copii după înscrisurile care au stat la baza aprobării acestei investiții, dacă este aprobată această diminuare masivă a spațiului verde. Vă mulțumesc! Doamna Bădic. Punctuale am și eu. Stimați colegi, probabil ați văzut, v-am, împreună cu domnul consilier Cristea și cu doamna
PASCO am elaborat un proiect de hotărâre privind eșalonarea datoriilor de la evazatul, tocmai pentru că la sfârșitul lucrărilor, cred că au început lucrările, nu știu, în interiorul acelor locuințe, beneficiarii acestor contracte de închiriere să poată încheia în nume personal contractele de închiriere și să le fie permis să plătească acele datorii care le au față de primărie în rate. Înțeleg că a fost sau că urmează să fie afișat pe site-ul primăriei acel proiect de hotărâre pentru a fi analizat. Vă rog să-l analizați, să-i aduceți amendamente, poate în ședința următoare reușim să-l și aprobăm. Așa cum spuneam, așa cum am spus și în acea ședință, trebuie să încercăm să găsim soluții. Chiar dacă ne place sau nu ne place ceea ce e la evazatul, poate reprezintă și Consiliul Local. Dacă în Franța și nici Sarkozy, nici Hollande nu reușit să scape de anumite minoritate, nici noi nu o să reușim să scăpăm de ei. De aceea va trebui să încercăm să-i sprijinim. Acest proiect de hotărâre nu face decât să le permită celor care sunt datornici cu chiria față de primărie să plătească această chirie în tranșă. Vă rog să-l analizați și să-i aduceți amendamente. Poate reușim să deblocăm situația și persoanele să-și încheie, așa cum spuneam, în nume personal, contracte de lumină. Înțeleg că cea mai mare a debitelor practic apar de la utilități și de la curent. Și o altă problemă punctuală, în zona pieței, în zona acolo unde sunt tarabe, unde sunt parcările, este foarte puțin loc de parcare. Există un indicator interzisă staționarea mașinilor care fac aprovizionarea. Ei bine, majoritatea mașinilor care sunt în parcare sunt mașinile care aprovizionează acele tarabe. Doamna viceprimar, cred că o adresă la primărie, poate într-o primă fază, sunteți și nu la primărie, la poliție, în acea comisie, nu știu, cu poliția, cum se numește exact comisia, să fie avertizat, să lase spațiu de parcare celor care vin să cumpere la piață, pentru că de multe ori nu avem unde să parcă mașina. Este și sensul unic, cum vin dinspre un edil, dube și pe o parte și pe alta, nu reușesc să te strecori printre dube. Este indicatorul clar, interzis accesul mașinilor care aprovizionează între 18:08 dimineața și 19:00 seara. Eu zic că este o chestiune care se poate rezolva, atâta doar să lasă locul pentru mașinile care doresc să facă piață. Mulțumesc. Alte discuții? Domnul Sergeant. Doar de scurt, nu vreau să mă prevalez de necazuri unor oameni, dar mi-aduc aminte că acolo jos, unde a fost incendiu, parcă a fost odată și un patinoar, poate cu ocazia restructurării, ne aducem aminte cu toții, printre celelalte să ne punem și patinoară, poate cu ocazia că în loc de sus, din mizeria care lasă an de an, și o ducem undeva jos. Poate vă notați undeva, poate cineva care este capabil să fac un astfel de proiect, să ne aducă poate mai înapoi și să-l aducă acolo unde trebuie. Și încă o chestiune tot legată de această problemă. Există un teren, cred că al Licoriciului, acolo, lângă bazar. În contextul în care gândiți, sau gândim, ca să vă vorbesc atât de impersonal, un proiect de acest gen, da? S-ar putea discuta și de expropiere pentru utilitate publică. Am văzut că acolo sunt un fel de depozit de deșeuri, mașini stricate, gunoaie. Dacă tot facem un proiect de ansamblu, e bine de avut în vedere. Să vedem. Merge? Nu merge? Nu, a fost mai bine. Eu știam că e în Licuriciuri. Dacă e terenul primăriei, da. Contract de concesiune, nu știu, trebuie să vedem. Da, eu știu, contractul de concesiune are această clauză. Că se poate rezilia pentru clauză de utilitate publică. Urmărim și vedem. Mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc.